genul programului Talk Show. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Nu știu dacă pe asta o știți sau vă amintiți. Fete, avocat, săndele, termopane, tată. Fete, deputat, aoleu. Dar am văzut că e mare înghesuială la ASE și nu puteam să nu vă cânt ceva în debutul emisiunii, că tot la Deva s-a cântat mult, o să vorbim în cursul emisiunii, că s-a cântat și s-a dansat și a fost frumos. Dar stau acum și mă uit la cât de mare e grădina asta a politicii. Aseară n-am avut de lucru, știți? Mă duc acasă și eu mai adorm pe minciunile de pe la televiziunile alea centrale. Știți, dau și mai câte o dezbatere și pe câte o non-temă, știți? Și prin și buletinul de știri câteodată. Ghiciți ce? Domnul Dragnea vrea să facă referendum pentru Constituție 3 zile. Măi, tată! Păi voi nu sunteți în stare de absolut nimic, ăștia din politica românească. N-ați fost în stare să puneți, de la bun început, fără să facem scandal, unii dintre noi, da? N-ați fost în stare să băgați biserica în Constituție, să definiți familia creștină, să apărați valorile naționale așa cum trebuie. Deci n-ați fost în stare. Voi credeți că dacă mă țineți pe mine 3 zile să mă duc la referendum, eu o să mă duc? Nu mă duc, fraților, nu mă duc, nu vreau Constituție de genul ăsta. Nu mai trebuie să mai treacă încă, nu știu, 20 de parlamente. Nu mă duc la o astfel de Constituție. Și aia în visele voastre cele mai frumoase să credeți că veți scoate pentru un referendum pe orice fel de temă 7 milioane, 6 milioane de oameni. Nu puteți să-i scoateți, numai dacă veniți cu jandarmii și cu ordini de aducere. Așa veți reuși și așa mă duc și mi-anulez votul, uite așa vă dau peste tot. Pentru că nu se mai poate, fraților, în România asta să domnească tot tip gen Dragnea, care la Teleorman a făcut 120% la referendum și după aia vrea referendum pentru orice, pe orice fel de temă. Dar mai ales pe Constituție, 3 zile. Păi nu, dacă românii, ce au zis, băi, ăștia din Ardeal se trezesc mai greu și se prind mai în timp mai îndelungat, așa le dăm 3 zile să se gândească. Nu, de la bun început, nu. Pentru că ne-am rugat de voi și acum sunt supărat iarăși pe toți, dar pe absolut toți parlamentarii care, indiferent de culoarea politică, că sunt la putere, că sunt în opoziție. Fraților, ce era așa de greu să chemați toată presa la câte o conferință de presă și să spuneți vrem așa în Constituție, biserică, familie creștină. Păi nu vă convine. O să veniți să pledați pentru referendum, pentru nu știu ce. Vă aștept în emisiuni. Dar atunci o să întreb și eu. De ce n-ați făcut o simplă conferință de presă și să declarați lucrurile astea? Bun, le lăsăm pe astea supărările mele, că sunt multe și n-are niciun sens. Ați văzut Ungaria? Am ajuns să-mi placă foarte tare ungurii și grecii. Grecii au ieșit și au zis, băi, femei, ce vreți? Concedieri, alea, ia, luați grevă, luați proteste, oamenii sunt în stradă. Ungaria a venit și a zis Banca Națională la ei, a zis, bă, ăștia de la femei, aveți un birou la Budapesta, desfințați-l. Poftim? Da, desfințați-l. Nu știu dacă e bine sau e rău. Unii zic, faize! Nu. Eu zic că verticalitate, știți? Coloană vertebrală. Nu prea e, domnul Ponta. Nu prea aveți. Nici domnul Băsescu, stați așa, nu, că după aia zice cineva că țin cu Băsescu și nu țin cu Ponta, sau țin cu Ponta și nu țin cu Băsescu, nu. Ăștia doi sunt preferații mei, președintele și premierul. Ce să fac, dacă ei nu fac ceea ce trebuie. Bun, la Deva a fost Opera Nights. Am văzut, din păcate doar am văzut, pentru că eu am avut foarte, foarte mult de lucru, că așa e, unii sunt, să vă spun eu, premiați, și premianți și se duc la, pot să se ducă la mai multe evenimente de cultură, alții stau și lucrează și trag și sunt, cum să vă spun eu, au termene limită câteodată aberante și în sfârșit. N-am putut să mă duc nici la Opera Nights, aseară a fost balul operei, eu m-am dus acasă să lucrez, de aici am plecat acasă să lucrez, până a venit aici am stat acasă și am lucrat, deci am fost la lucru, știți. Nu m-am putut bucura de acest eveniment, dar s-au bucurat alții.
Discutăm despre o lună plină de evenimente la Muzeul Civilizației Dacice și Romane. Doamna Liliana Țolaș a revenit și nu oricum. Mi-a spus, vrei să vin în emisiune astăzi? Da. Păi știam coc. Și ce dacă? Veniți cu cocul din dotare. Bine ați revenit, Bună doamna Țolaș. seara, bună seara. Mă bucur că am Am dat din reușit să. casă. Da, ați dat din casă și mă bucur că am reușit să vă scot din starea aceea Păi nu, că atât și... de dăunătoare sănătății, nu? Deci, Deci m-am consumul enervat de de... politică face rău sănătății, Nu, ca și consumul de sarea și politică alcoolul. proastă. Consumul de politică proastă. Aici e marea problemă. Și consumul de idei aberante în politică. Aici, știți că a venit iară femeiul și a întrebat Ponta. Știți, vrem să micim TVA-ul la pâine și la alimentele de bază. Sau... Și au zis ea nu. Și ăsta a zis da, să trăiți. Păi... Nu vă supărați pe mine, pic de coloană vertebrală. Se spune, da, mâine vă scot 5 milioane de români în stradă. A, nu, nu cred că așa se pune problema. În schimb, cred că aveți dreptate în ceea ce privește temele importante ale noastre, ale românilor în această perioadă, care nu sunt discutate de către nimeni, în ceea ce privește televiziunile centrale. Ar fi trebuit de dimineața până seara să discutăm doar despre Constituție, despre regionalizare, despre ceea ce înseamnă acest lucru, până la cel mai mic amănunt, nu cum se împart. Deci, în România, pe televiziunile centrale, din păcate, nu se discută decât cine va fi guvernatorul, unde va fi capitala și cine cu cine se ceartă. Ori pe noi, ca cetățeni obișnuiți, Nu se discută nu nici ne măcar asta. interesează neapărat lucrul ăsta. Mă rog, dacă este Eu am abordat văzut numai, subiectul, se discută asta. am văzut așa, Cine va fi șeful? Becali, George Da. Becali, averea fraților Becali, retrocedările nu știu de care, frate, e justiție, e în sfârșit. Bun. Mă rog, cei din televiziunile centrale înțeleg că spun că nu au audiență dacă ar discuta aceste subiecte importante pentru Să noi n-aibă, să ne lase nouă atunci. și Să ne că lase nouă eu nu audiența cred serioasă. acest lucru pentru că oamenii obișnuiți cu care te întâlnești pe stradă, așa cum spuneai și dumneavoastră, chiar sunt interesați. Ce o să se întâmple, cum o să fie, mai bine, mai rău, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Iar în privința Constituției și nu numai, eu am discutat chiar în acest studio cu colega dumneavoastră, cu Mona Lisa Hin, câteva dintre modificările legislative care se află acum pe masa Parlamentului României, îi așteaptă pe colegii noștri parlamentari când se întorc din vacanță, care vor privi viața multor copii din România. Este vorba de modificarea legislației pe asistență socială, este vorba de situația asistenților maternali și de foarte, foarte multe modificări care ar aduce, zic eu, o îmbunătățire a situației copiilor instituționalizat și nu numai. Dar nu discută nimeni despre aceste legi importante care, până la urmă, guvernează Păi, viața știți multor ce se oameni. întâmplă? Deci parlamentarii știu să vină, da, aici acum face, e o paranteză Da, înainte da. de a intra în luna plină de evenimente. Deci parlamentarii vin în campanie electorală și după aia vin când au chef. Deci nu, și au chef să vină numai la anumite emisiuni, nu la emisiuni ca aceasta în care telefonul este deschis și pot să primească întrebări, întrebări care nu convin câteodată, că asta este, noi suntem deschiși. Că asta a fost condiția, emisiunea să fie interactivă. Omul simplu să poată să ne sune și să ne întrebe. Dom'le, de ce așa și nu așa? De ce pe dincolea și nu pe dincoace? Și atunci sunt ferelile astea de opinia publică. Se întâlnesc doar cu niște analiști care poate să pună întrebările toate sau poate să nu pună. Eu nu sunt Mafalda. Adică n-am niciodată pretenția, domnule, știu tot. M-am ustruit, ieri o doamnă. A spus, domnule, n-aveți Am dreptate, că nu știu auzit, ce. am auzit, am auzit emisiunea, am văzut Știți? emisiunea. Și eu mi-asum critica, domnule, nu toată lumea trebuie să fie de acord cu mine. Deci nu este dictatură, dar vedeți, e mare problemă să ai sânge și coloane vertebrale să vii într-o emisiune în care lumea mai poate să pună și întrebări. E greu. Bun. Deci cocul rezistă. Acum e ca reclama aia, nu știu ce Da, a să trecem rezistat. la evenimentele Să pe care trecem la suntem noi evenimente. capabili să le Vreau să organizăm încep cu aici pe plan aseară. local. Vreau să încep cu aseară, să încep Începeți de cu la sfârșitul, cu da. sfârșitul ca să Așa fie este. bine. Da, aseară a avut loc, să spunem, evenimentul poate cel mai inedit al acestei săptămâni culturale ale a județului Hunedoara, pentru că au fost 5 zile, practic, de concerte de operă, da, 3 zile la Deva și 2 la Hunedoara, dar aseară a avut loc pentru prima dată după o lungă perioadă de timp balul operei.
A fost un eveniment pe care, împreună cu Sandu Gruian, directorul festivalului, l-am gândit ca un element surpriză a celei de-a treia ediții a festivalului de operă Opera Nights, festival de operă în aer liber. Un element o seară care să aducă, practic, un plus de valoare și de interes din partea celor care rezistă până la urmă la acest maraton cultural care a fost în județul Hunedoara, dar și o seară prin care noi am încercat să aducem oamenii într-o atmosferă specială, într-adevăr în condiții absolut minunate în sala șemineului din Palatul Magna Curia, cu rigorile necesare pe care le-au respectat absolut toți invitații. Probabil că telespectatorii au văzut Au la văzut știri știrea. toate cuplurile care au participat la acest bal. Au fost aproximativ 90 de persoane, 80 invitați, 40 de cupluri și cei care au făcut parte din orchestra Teatrului de Operă din Constanța. Trupa de balet, care a avut un program de 30 de minute chiar în deschiderea balului, până și asta a fost una dintre rigorile balurilor din perioada în care acest castel avea viață de adevăratelea. Din ceea ce au studiat colegii mei istorici, nu sunt neapărat documente foarte concrete, dar se pare că undeva pe la anul 1775, cam ultimul proprietar, fiind familia Haller, care a și înnobilat, să spunem, sala șemineului cu șemineu, și de Așa. atunci se numește sala șemineului, cam pe atunci s-ar fi organizat ultima dată acest gen de evenimente. Nu știm dacă neapărat un bal sau, mă rog, o întâlnire de genul acesta, sau poate că ar fi putut fi doar un concert, da, de pian sau de altceva. Dar noi am încercat să aducem toate persoanele care au fost invitate să le transpunem în această atmosferă. Lumea s-a simțit extraordinar de bine. V-am spus, rigorile pe care noi, ca organizatori, le-am impus au fost respectate în totalitate și tocmai asta a adus acest eveniment, sau a ridicat cota acestui eveniment, făcându-l, cred eu, eveniment monden al anului 2013 la Deva. Și eu am participat și la alt gen de baluri de caritate, baluri pentru strângeri de fonduri, baluri de toate felurile, Așa. fulgilor și a florilor și așa mai departe. Dar vreau să vă spun eu acum, pentru că nu sunt aici în studioul dumneavoastră, o parte din cuplurile care, sau cele mai multe dintre cuplurile care au fost prezente și care au venit și mi-au spus: a fost ceva absolut minunat și modul în care ați organizat, modul în care ați primit invitații, fiecare doamnă a primit, de exemplu, la intrare, din partea noastră, a organizatorilor, câte un evantai. Era un element absolut obligatoriu pentru o doamnă care participa la un bal. Un evantai. Evantaiul. Pentru că nu era aer condiționat atunci. Și mulți au A, înțeles mi-ați dat aer aseară, condiționat. dar mulți dintre invitați au înțeles aseară de ce doamnele întotdeauna aveau evantai. Pentru că și la noi în Castelul Magna Curia nu avem voie să montăm aparate de aer condiționat, fiind o clădire de patrimoniu de categoria A. Evident că deschizi geamurile, dar totuși atunci când sunt 100 de persoane înăuntru este imposibil să fie foarte răcoare. Dar evantaiul a ajutat foarte mult doamnele. Pentru La că domne a deschizi fost geamuri mai de greu. curent. La domne a fost mai greu? Da, având ținuta obligatorie și evident că toată lumea a fost cu sacou sau cu frac și cu papion, nimeni nu a rezistat, toată lumea eroic, nimeni nu și-a dat haina de la costum jos ca să facă față căldurii. Deci a fost un eveniment de excepție pentru care cred că merită mulțumiri toți cei care s-au implicat și felicitări. Eu am spus și aseară acolo două, trei cuvinte, ceva de genul: am făcut tot ce am putut eu mai bine ca acest eveniment să fie perfect. Dacă nu a fost perfect, vă rog să mă scuzați și la anul o să încerc să fac și mai bine. Dar din tot ceea ce mi-au spus invitații, a fost aproape perfect totul. Bun. Din acest punct de vedere, mă bucur că ați reușit la Deva evenimentul ăsta, că prea suntem încruntați și necăjiți că, doamne, cu grijile de zi cu zi, bun, poate s-ar
cuveni să fie, doriți să-l permanentizați, să fie mai des sau poate permanentizat? A fost o propunere din partea domnului primar Petre Măgineanu în acest sens. Evident că noi vom discuta cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Moloț. Nu credem că permanentizarea lui ar mai da aceeași valoare și savoare Bar, da, și am să vă evenimentului, spun de ce. Dar poate că de două ori pe an, sau cel puțin în iulie, atunci când festivalul Opera Nights are loc, el, acest festival să se încheie cu acest bal al operei, iar în luna decembrie am putea relua un astfel de eveniment cu ocazia, înainte sau în timpul sărbătorilor de iarnă. Despre o astfel de permanentizare vorbeam, adică să fie măcar o dată în an un asemenea eveniment sau de două ori, dacă se poate și de mai multe ori, nicio problemă, pentru că încet, dacă se creează un astfel de eveniment o dată și mai dau și televiziunile și se mai încarcă niște știruțe și pe internet și începe să se vadă, uite domnule ce are județul Hunedoara, poate începe să devină un eveniment care să se vândă unor turiști. Corect. Pe un bani produs buni, cultural, un acesta produs este cultural. Corect. Obiectivul nostru, pasul 2, pasul 3, dacă se poate spune așa. Chiar acest lucru am discutat cu domnul Sandu Gruian. Va trebui să transformăm acest bal și într-un produs cultural care să-l vindem, un produs turistic, pardon, care să-l vindem peste hotare. Și chiar îi spuneam și îi propuneam să începem cu acel grup țintă de vizitatori care caută cel mai mult Castelul Magna Curia și Castelul Corvinilor. Și aceia sunt cetățenii maghiari, care sunt foarte aproape de noi și care vin în mod special să se fotografieze în fața Castelului Magna Curia, să vadă castelul. Nu interesează neapărat expozițiile, sau nu numai expozițiile, dar interesează și arhitectura castelului, interesează istoria castelului, exact cum fac și la Castelul Corvinilor de la Hunedoara. Și atunci, acest festival împreună cu balul operei și poate încă ceva pe parcursul zilei, pentru că evenimentul, concertul are loc seara, deci turistul trebuie să facă ceva în timpul zilei, ar putea deveni un produs turistic, un pachet de 5 zile pe care turistul să-l petreacă în județul Hunedoara. Mi-a venit o idee creață acum pe creierul ăsta meu mic și care mai și joacă în cap. Vedeți, de-aia era bine să fi avut, dar cine știe, poate că teatru de revistă va renaște în forma în care era, să ai baletul tău și să poți să permanentizezi astfel de evenimente aici și la Castelul Corvinilor. Și atunci poate că înflorește o întreagă industrie. Costume de închiriat, cu peruci, cu nu știu ce, cu aia, cu ailaltă, da? Toate accesoriile. Asta înseamnă croitorii. Deci nu poți să faci peste noapte, dar în timp, să mai zică cineva că nu am și eu idei bune de afaceri. Poate idei proaste, să mă contraziceți. Și atunci poate înflori ceva în zonă, costume de cumpărat, costume de închiriat, costume de epocă, da? din diferite epoci, da? Și ar fi cu totul și cu totul altceva. Cât și cafenele și restaurante de epocă, că turistul dorește să se relaxeze. Acum, eu vorbeam numai strict să împărțim lucrurile, așa, vă rog, domnul Mihuleț. Deci, un astfel de festival de operă nu poate fi realizat cu trupe locale. A, clar. Vreau să vă spun că aici au fost 120 de artiști. Deci, eu am rămas impresionată când am văzut armata aceea de oameni, 120 de oameni care au coborât din două autocare și care au venit la repetiții în fiecare zi. Deci nu mai știam, fiecare dorea ceva, fiecare vroia, evident, sunt 11.000 de pretenții, de condiții pe care a trebuit să le asigurăm și oamenii au fost extraordinar de mulțumiți pentru că am reușit să le îndeplinim pe toate. Vreau scara acolo, vreau balustradă dincolo, vreau să fie scaunele așa, vreau scena așa. Deci toate lucrurile astea nu le putem amesteca. Deci cu o trupă locală nu ai putea să faci acest lucru niciodată. Dar produsul cultural Opera Nights poate fi vândut ca un produs turistic, așa, pe o săptămână, care să fie o dată în an.
Deci Opera știu Nights. Că dacă merg la Deva Corect. În perioada de 10-15, așa? Pot să mă duc la bal, pot să mă duc la operă și în cursul dimineților pot să vizitez San Misegetuza Regia, Ulpia Traiana, un pachet de, nu știu cât o să coste el, cei care sunt de specialitate o să facă costul ăsta. Între timp, pe parcursul celorlalte luni ale anului, evident că revin și eu cu aceeași, să spunem, cu același concept și cu aceeași propunere ca și dumneavoastră. Trebuie să lucrăm împreună pentru a realiza aceste produse turistice. Și teatru, turistice și culturale. Exact. Corect. Teatru trebuie să aibă, nu știu, o cafenea culturală în care dacă vii din Ungaria și vrei să îți faci o poză îmbrăcat într-un costum medieval sau de știu eu de care epocă și vrei să fii servit la masă de domnițe de asemenea îmbrăcate în costume medievale, să poți să faci lucrul ăsta undeva în zona teatrului. Dacă dorești să vii la castel, la muzeul din Deva, ar fi bine și acolo să găsești o cafenea culturală. Mi s-a propus și mie lucrul acesta. E mai greu cu mentalitățile din România, dar o să mă lupt în continuare să fac și acest lucru. Care era problema? Dom'le, faci cafenea la muzeu, adică vă rog frumos. Bun, nu deci chiar, cafenele nu chiar culturale muzeu. Există în toate marile muzee din lume. Omul când merge la muzeu, în marile muzee, obosește și are nevoie să stea undeva. Eu aici, ca manager de 2 ani, am reușit să fac băncuțe deocamdată. Omul stă în fața castelului, are un coș de gunoi lângă, poate să fumeze o țigară, să bea o sticlă cu apă dacă o are în geantă, că n-are de unde să-și cumpere de acolo, și să admire castelul. Asta e primul pas care l-am făcut. Evident că îmi doresc o astfel de cafenea culturală, unde vizitatorul care a coborât din autocar, a făcut 500 de kilometri, a văzut castelul Magna Curia în 40 de minute, a văzut lapidariumul, vrea să stea cu soția și copii să bea o cafea. Și poate nu vrea să se ducă încă 100 de metri, 200 întrebare, de metri. Întrebare. Eu vă dau și soluția. Mă gândesc, clădirea în care e acum administrația, e monument istoric? Nu. Nu este monument istoric. Deci s-ar putea amenaja foarte simplu într-o încăpere de acolo. Da, dar farmecul este ca la parterul castelului Magna Curia, în aripa aceea din stânga, cum priviți, care găzduiește acum expoziții temporare, da? Care stau 2 luni, le luăm, așa, le schimbăm. Acolo sunt două săli, sunt totuși în aceeași arhitectură. Una este să faci o cafenea cafenea culturală. Politică. M-ați înnebunit cu politica. Da. O cafenea culturală în castel și alta este să o faci într-un corp administrativ care are pereții drepți, nu are arcade, nu are... Păi ce, le facem arcade cât durează. Dar o să ne zbatem să facem și acest lucru și eu cred că așa cu perseverență foarte, foarte mare și a lăsa în urmă pe cei care doar comentează și nu au realizat nimic și care pot să spună la un moment dat că X sau Y are un interes să facă lucrul ăsta. Cred că tot ceea ce rămâne în urma noastră sunt lucrurile concrete care funcționează atunci când pleci de pe o funcție. Ceilalți care doar vin cu sugestii sau cu reclamații, evident că le asculți, dar nu trebuie să blocheze modul de evoluție profesională a unui conducător până la urmă. S-ar putea, eu revin la ideea cârcotașilor, hai să nu facem un muzeu cafenea, bun, să lăsăm muzeu, dar dincolo în clădirea administrativă, într-o sală amenajată după toate canoanele, cu arcade, cu nu știu ce, cu nu știu cum, n-ar fi o investiție enorm de mare, mai ales la gips cartonul și la materialele care sunt acum. Vreți să vă spun adevărul așa cum l-am spus întotdeauna? Da, vă rog. Problema nu este investiția. Da, care? Și problema e, până la urmă, nici avizele. Că mă lupt să le obțin. Așa. Cine e patronul care vinde cafea? M-ați înțeles că eu sunt instituția de cultură. Da. Eu nu vând cafea. Păi eu încerc un parteneriat public-privat, care e problema? Da, că întotdeauna este, mă rog, susceptibil de interpretări. Evident că până la urmă se face un contract cu cineva care e în stare să presteze servicii de calitate, dar eu am spus că atunci când dorești să vinzi un produs turistic, trebuie să te gândești ce ai face tu ca turist atunci când te duci la Viena sau la Paris.
Paris și familia mea a fost în vizită acolo și după 5 ore de alergat prin parc și de vizitat, evident că îți dorești să stai undeva, să mănânci o înghețată, să bei un pahar cu apă și e absolut natural, da? Vreți E, să vă spun lucrurile ceva? astea nu se întâmplă deocamdată. La dumneavoastră a fost cazul bun. Știți că ați fost în Paris când cu familie, nu știu ce, cât de cât așezați, cum bănuți în buzunar. Ce faci în Paris când, după ce vizitezi și te uiți și așa, și e student așa amărât și rup două, trei vorbe pe franceză, înghiți în sec. Bun, acum lăsând gluma la o parte, regea, m-a anunțat și pe mine că e pauză, da, mulțumesc. Da, hai să luăm pauza și după aceea revenim și discutăm în continuare de evenimentele de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane, pauză și revenim.